Startul de campionat este promițător. Handbaliștii clubului sportiv școlar din Medgirie au reușit victoria pe teren propriu în meciul cu LPS Buzău. Deși la început partida a fost strânsă, dăruirea și dorința de victorie a elevilor lui Mihai Neacșu și-au spus cuvântul. După o perioadă de pregătire intensă, handbaliștii clubului sportiv școlar din Medgirie vor avea de disputat mai multe meciuri. Antrenorul este optimist și speră ca jucătorii săi să aibă același spirit de învingători. Mă bucur că începem cu o victorie. Sper să ne putem califica în fazele finale ale competiției la nivelul lor de vârstă. Echipa adversă are în componență 4 sportivi de perspectivă, din punctul meu de vedere, și au pus probleme ori de câte ori au avut ocazia să o facă. Am reușit să ne apărăm destul de bine, le-am contracarat acțiunile. Următorul meci al handbaliștilor este la Constanța în cadrul unei etape intermediere. Duminica viitoare, jucătorii din Medgidie se vor întâlni pe teren propriu cu CSS Năvodari.